din camera. A, aici? A, sunt ce? Eu o toci pe stânga. Cu cât trebuia să merg eu pe aici? Deci piesul 90, acum nu știu. Hai, Vane! Inicii, joi? Sau miercuri? Ce azi? În 300 de metri, virați la stânga. Salutare, salutare, băieți! Unde mă lasă? De unde? A, așa, în loc. 30 de metri, virați la stânga. Așa, în loc? Dar tu nu zici nică? Tu ești pe mut? A, bă, te-am pus pe mut, hai bă, ce faceți? Acum, asigur eu din partea asta, Dumnezeu știe. Hai că vreau, nu vreau. A, am reușit până la urmă. Până o îndrept, până o iau, până au venit ăștia deja. Modificări. Mergeți mai departe 52 de kilometri. Sper să am parcare acolo, să n-am vreo surpriză. Parcare. Da, am un instagol, am văzut că e zona industrială. Ce aștepți? Autobuzul? Mai ai autobuz la ora asta? Ivane. Am plecat de acolo, am luat-o pe Porli, niște lucrări pe acolo, m-am băgat și pe acolo un pic pe orașul ăla, mai să mă not pe acolo, să nu mai dau de capăt, să mai ies, mai am sucit-o pe un... am dat de un giratoriu. Și... ce curbă închis aici. Las-o în cec, că atingi prelata, băi. Uite panorama de drum pe aici, e fie de drum. Avem loc, dar trebuia să vii acum. Uite, lăsa înfinge. Nu pot să trec, băi. Stai pe loc, că dai în ăla, stai pe loc, stai pe loc. Lasă-l. Tu ești chior, nu vezi. Te-ai băgat în curul lui și citeai din telefon. Și ăla dădea peste tine. Neamțul a avut semafor aici, ăștia n-au semafor. În cap, mă? Hai, mă, că în cai. Ce să mă, ce puteam să iei poie și copaci? Taci, mă, hai, uite camera aici, mă. Mă, am avut dreptate, mă, nu-i mincinos, mă. Hai, uite, mai e una așa aici, mă.
Hai da. Hai Vania. Reconfigurarea traseului. Ce vor ghiși, bre? Următoarea stradă, virați la dreapta. Reconfigurarea traseului. Mergeți înainte. Mergeți mai departe. Da, e pentru radare, da, da, da. De kilometri. Ia dă-i alea, că se vadă și ăla, că venim unul pe aici. Să o lasi mai încet. Hai, da. Ai loc, mă? Ai, mă, că a trecut. A trecut. A trecut. Ia aprinde tu fază lungă să vadă aici. 32 de tone. Podul ăsta? Da, știați că pe-n curbi noaptea se dă fleșuri așa ca să se... N-ai surprize. Hai bun, că avem un semafor aici. Mihăiță, ce e ăsta, mă, pe aici? Ce faci tu, mă, la ora asta? Pe unde ai luat-o, băi, Mihai? Mai gândi-o luai roată, băi. Roată, tot aia era, tot. Am părere că era mai bun drum pe acolo, să mergea mai bine decât pe aici. A, dar nu mai vin, tura care vine, mă duc pe acolo, bă, dar ce mai e? Mă întorc eu pe aici, Doamne ferește, și încărcat. Și hai du-te, bă, deci. Doar să fie adresa pe aici, doar așa, dar adresa. Dar dacă nu, nu mai vin pe aici. Uite, pe aici vagonul nu știu unde să duci. Hai, unde ești vagonul? Hai, s-a încadrat. Dreapta interzis. N-avem ce căuta pe acolo. Haide, 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 haide. De ce haide, mă? Lasă-mă, că dacă e vreo cameră. Stai, mă, deci, stai, mă, încet, mă, ce? Ce te grăghești, mă? Uite camera acolo, ia uite. Asta nici n-am văzut-o. Asta nu e înregistrată. Că nu mă semnalizează. Ce vrea băi, Mugurio? Vini de la Brăila? Stai că am văzut pe cineva de la Brăila. Corneluș? Ă, salutare, Corneluș, dacă ești Corneluș. Dar nu contează, oricine, dar Corneluș parcă scrie. Ei, omule, ce mai faci tu, mă, băiete? Doar e coloana? Apoi domnul se atingă de coloana ta. Să te vindeci și tu zici, amin. Cât am, mă, 40 de kilometri am numai așa, băi, e... Băi, mă, lași, cum mă, 40 de... Fai, ce-i pe aici? Vălelele, ce-i pe aici pe hartă? Vălelele, ce-i pe... Doamne, câte ore fac eu?
Ai de mine și de mine. Băilei, aoleu, mămicuțo. Na. Cum, ți-a zis că-s pe cheia? Baite, o să-mi cadrez, baite, și e ceva. Pe unde ești, mă, cu întorsura Buzăului, pe unde ești? Na, bine. Pe Nehoiu, pe unde ești, Mihai? A fost alunecăr și pe aici? Aoleu, dacă nu era Dumnezeu de partea mea, nu știu ce aș fi făcut. Și nu numai acum, toți anii ăștia. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, a tuturor. Hai, Ivane, dă-i bătă. Cât mai e oleac, mai lat. Pe urmă se îngustează iar, cred că. Să fii și cu ochii pe indicatoare, vezi cât ai de mers, să nu te ia vreo cameră, că ăștia au niște amenzi față de italieni. Pardon, italieni, față de nemți. Numai scoruri de alea de la 200 de euro în sus. Uite, mă semnalizează asta că este un control aici. Las-o încet, las-o încet, las-o încet, atâșa. Nu-s toate, mai sunt puse și doar așa, ca mască, să deruteze, dar bă, ca să fii mai sigur, lasă așa. Aici nu cai. Semnalul mai am. Am ieșit din zona aia muntoasă când pierdu semnalul acolo. Ivane, lasă Ivane, cum mă semafoare pe aici. Mă uite încet să aud telefonul ăla. A, băi, nu mai e bun ăla, dacă sună, uite și tu. De ce-i sta cu asta, femeie aici? Vezi cum te agăzi dacă sta pe centru? Iau ce aici. Stai acolo că e curbă. Stai acolo că n-ai loc. Stai acolo, așa. E mă drept? O să le dau drumul ăștia? Dacă ăștia s-a băgat cu tupiu.
Nu mai am niciun. Păi a dispărut. Înseamnă că am intrat acasă. Aveam o coloană, da, bă, că... Ori am pierdut la semafoare. Ivane, pardon. Ce Marcelă, bă. Ce Marcelă, bă. Hai tu față de Marcelă. Mă, uite ce faci. Mamă, dacă vii și încărca pe drumul ăsta, Doamne, dai și 24 de tone. Ce vorbești? A, sunt Ivane. A, tu nu vezi drumul ăsta ce-i pe aici? Nu se vede, chiar nu se vede, bă, Ivane. Bă, Ivane, chiar n-ai așa tu simț al orientării, așa un pic? Ia să vedem aici. Trebuie două benzi aici, ca să mă pot băga. Dacă vinea un camion, unul din noi trebuia să dea înapoi. Și cum era ăla acolo, care stătea în spatele lui ăla cu duba, era să-i tragă una ăla cu duba, că nu stătea nici într-o oglindă să-l vadă. Vine, mă, ceva de aici? Nu văd. Uite, bă, un altul, mă, sărac. Unde să mă dau eu de ăsta? Ia, uite, mă, na, s-au întâlnit doi băieți. Hai să vedem cum trecem unul pe lângă altul. Care îi face verde, tu sau eu? Deci că nu m-am întâlnit cu el pe curbele alea. Scurt, mă, altă șmecherie, eu. N-ai învățat la școală cât e pășirea în loc, pe drum, murle, în lucrării, atrage suspendarea pre-permisului de conducere. Și dacă ești în Italia, că tot aceleași reguli și la voi. Da, îți facem, trecem cu vederea, ținând cont că e turism, dar nu stătea după mine. Foarte bine că s-a băgat, bine că a avut curaj. Și eu procedam la fel dacă era. Nu-l critic. Uite, bă, aici sunt carabinieri. Deja am o oră 45 de când. Și câți kilometri am mers? 90 kilometri într-o oră 45. Am avut 152 când am plecat. Adică am făcut 155 când m-am mai învârtit pe orașul ăla. Am ocolit că erau lucrări. Fă te jofer, de te să faci curse din astea pe aici. Ia uite, mă, ce am pus.
măcar eu să iau în dreapta, nu? Da. Dar doar nu mai zice între blocuri. Uite Firenze aici, uite, dă indicator aici. Las-o în cer, las-o în cer, nu cobora așa. Că ai un vagon pe drumul tău. Ce faceți voi aici? La un bar de bere sau de vin? Vrei strada sau ce vrei să faci, mătate? De ce s-a blocat? Nu mai am comentarii aici? Că nu mai văd comentariile. Ia dă unul ceva acolo să văd. Mai sunt sau nu mai lucrează telefonul meu? Măcar să știu dacă e live-ul, încă merge, dacă nu o să-l închid. Aici faci experiențe, mă, bă, în Italia, băi, vezi tu ce e pe aici, cu drumurile ăștia? Ce înseamnă asta? Dar nu mă așteptam la un drum ca ăsta, cred că dacă mă uitam mai de aproape și vedeam ce curbi sunt, nu veneam pe aici. Vă gândesc că nu e interzis drumul, da? Pentru camioane. Deci ce a făcut? S-a plouat, s-a tochit zăpada de pe munte? Încet, încet, Ivane! Arată un lacăt, s-a blocat ceva. A, s-a blocat telefonul, s-a închis, dar... O, știu dacă mersi. Nu mă înjură nimeni, ia înjură, mă, unul, mă. Printr-un comentariu, ca să văd dacă merge comentariu sau nu. Vede problemă la mine sau la voi. E la mine, dacă ați scris și nu le văd, înseamnă că e la mine problema. Poate nici live-ul nu mai merge, zic eu că merge, dar poate el nici nu mai merge. Seama dacă l-aveam pe colegul ăla acum care se panica, intra în fibrilație, că se dădea jos pe autostradă și începea să urce, uite așa, pe niște drumuri de astea, curbi și asta, gata. Văleu, văleu, văleu făceam. Văleu, 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 unde mă duci, uite, na? Și nu știi unde ne băga. Ia să vezi tu pe unde ne băga, ce vezi, vezi tu ce drum ne bagă. Văleu, 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 numai așa făceam. El mergea, băiatul, dar numai pe drumuri de astea,
Mă pe piste de avion, dar rest cum dădea de un național mai complicat, îi bătea inima, măi, fraților, și începea să vă leu. Ai linii continuu, sper că nu te poți să depășești cumva, că nici nu te-am luat în seamă din spate. Te bagi din ea. Cât mai avem, mă, 60 km. Vai de mine și de mine. Vai de mine și de mine. Vai de mine și de mine. Ce-ai făcut, bă, Mihăiță? Atâta de mult, mă? Ia uite ce faci, ce faci, bă, printre casele la ăștia, bă? Deranjez ordinea publică. Liniștea și ordinea publică. N-a belea, iute. Vine ceva? Nu vine. Ui, băieți, bă. Cum și-au făcut ăștia casele pe aici, pe-n stâncile astea? Oare cum și le-au fi făcut pe stâncile? Că era așa, jos acolo, niște văgăune, erau case acolo jos. Mă uitam în gol așa, cât am apucat, i-am văzut în curbile astea. Să coboară pe scări, dar mașinile, niște ganguri de astea înguste, coboară, de aia sunt mașinile astea la ei micuți așa. Ca să au loc, să aibă loc pe aici, pe drumurile astea. Bine că m-a nimerit noaptea, fraților. Bine că m-a nimerit noaptea. La ora asta, că nu-i trafic. A să fi fost eu ziua. A știu, domnul, de ce m-a ținut acum. Ce a zis, că tu te duci ziua pe acolo și nu-i bine de tine. Ia la că te țin eu până de seară, când se rărește trafic. Slăvit să-i fie numele, vezi că uneori noi nu știm. De ce aștepți, dar de ce s-a întâmplat? Hai, bagă-te! Treci! Dar uite că știi, domnul, de ce? Hai, ne dăm de ștepți, le știm pe toate. E, dar de unde? Suntem Dumnezei noi, da. Am mai făcut și o leacă de cheac și mai făcut niște euroi în buzunar. Deja suntem cineva. Îți mai ajunge vecinul cu prăjina la nas. Dacă ai un 50 de euro în buzunar acolo, gata. Bă, tu ai valoarea mea. Dar uite că nu întotdeauna știm noi de ce ni se întâmplă câte un lucru și spunem, dar oare de ce s-o fi întâmplat așa? Uite că să te păzească un altul mai rău. Ia-i.
merg fază lungă ca să vadă aia din față, dacă, dacă vine vreunul să mă vadă și pe mine. După curb, așa. Uite o băncuță aici, azi ne oprim o leac să facem o pauză aici. Uite, am și ăștia din alea, mă, troiți făcute. Am scârma în România, dar văd că și aici erau troiți făcute. Mai vine unul din spate, mă, n-am venit. Nu te băga, că-i pot. N-ai, e, unde te bagi? Stai cu minție la golul. Când s-o nimeri undeva, ai să te bagi, dar nu așa. Păi abia, uite, abia are să loc cu mine pe aici. Dar stai să mai vin niște învârticușori pe aici și să-i da drumul și ție, ai răbdare. Hai, bagă-te, dacă vrei. Nu vrei? O, te băga atunci. Stai acolo. Intrăm în lucru. Și aici e semafor. Stai pe șușa aici. Hai. Nu te bagi, bă. Eu ți-am să treci primul, mă, dar... Să-l las aici să treacă primul, să mai stea după aia. Da, mă, uite, roșu aici era. De-aia s-a și băgat. Cât e ceasul? 7 și un sfert. La voi. Aici e 6 și 6. Eu așa zic, e 7. Ia, Mihai, na. S-a trebuit șofer de tir, ia, dă-i. Aici e baloți acolo, dar ce-o fi? De unde e baloții acolo? Nu știu, baloți făcuți acolo. N-am pe margine aici. Dar nu prea mult, să nu chizi jos de pe șușă. Ia uite, băi. Ia uite-te, băi, tu. Ce-i pe aici? Nu
hai, mă. Vagonule, unde ești? Și am să ladă, și am de tret. Ia uite pe aici. Ia uite pe ce pe aici. Unde ești vagonul? Am. Și am să ladă, și. SS-67. Păi parcă n-am mai fost pe drumuri de astea, cu excepția lui ăla după Austria. Așa, și tot mă urc. Unde te urci, bă? Până unde te urci? Tu dai seama câte curbi mai am? Începe să-și coboare. Nu-i numai urca, deci te urci și cum urci, tot așa și cobori. Deci n-are cum fi altfel. În curbi te-ai urcat, în curbi te cobori. E doamne de urcat. Un tiuș Mihai, în vârf, unde? Mai coboară, doamne, mai de așa jos. M-am urcat destul, am mers câți kilometri? Tot în sus. 50 km tot urc sus, urc. Dar de coborâ când cobor? Acolo nu-i, stau pe vârf? Unde? Hai că-i verde. Stai aici, gata, s-a făcut galben. Lasă vrăjala și dă-i la deal. Ia să vedem unde ne aflăm, ia să vedem la ce cot am urcat. Uite bă că... Lada! Ia să vedem unde suntem. Unde mă aflu? Dar nu-i sus, bă, e 520 de metri, dar bă, tot urc. E iurea că-i noapte, 8-6-5. Slavă ție, Doamne, am scăpat și de curba asta. Mai am 30-40 de curbi, cred. Acum începe să coboare. Acum coboară, iată că își prinde viteză la vale. Băi, trage, băi, folosește retarder. Folosește retarderul că ea schimbă și tu o viteză, așa, când vrea să turează. Ce în loc e și asta aici. Aici e bine că e lumină și văd și eu vagonul, dar întunericimea aia eu n-am văzut vagonul, am mers la ghici, așa. S-au culcat ăștia că nu mai circulă nimeni, dar să nu mai circule, Doamne, ține-i pe toți pe loc. Uite, am pus ăștia indicatorul depășirea interzisă după
boschetul ăla, așa, așa nu se vede. Pișt! Azi înainte, ce spune? Ferențe, bun. Cât? 30 de metri? Hai să vedem. Dai cu oglinzile, indicatoarele astea, las-o încet. Ivane, las-o încet. Unde mă? 30 de metri. Cum zău eu? Aici? Nu dau mă în colțul casei. Acolo nu, că spune 9 metri, n-ai zis că o dau. Merge încet, merge încet. Nu coboare vreunul pe aici. Hai de capul meu, la limit, mă, la limit, la milimetru, la palmă, la mustață, așa a trecut vagonul de colțul la clădirea aia. Uite, de aia e bine să pâncurbi, chiar dacă zici tu că mergi tare, zici, bă, mergi mașina, na, eu merg tare în curbi că... Ești șofer, nu derapezi, o ții pe aia, ești as. Dar nu poți să știi ce întâlnești după curba aia și atunci la viteză mare mai oprește. Eu nu vorbesc numai de camioane, vorbesc de turism acum, că aici pot fi implicate și un turism. Și turismele, oricât de mic ar fi și... Vedeți că eu acum ca să iau virajul în curbile astea în loc, eu trebuie să merg pe mijloc, chiar să trec, ați văzut, pe banda aia la altă. Și tu dacă vii cu ochii închiși, că ți-am, bă, eu mi-am luat banda aia mea, să fii sănătos. Știi că așa spun mulți, eu țin banda la revedere. Dar trebuie să te gândești la altă, tot așa. Dacă acolo mai circulă camioane și când ia virajul, cum ia, lasă-l, tai încet, dacă e pe contrasens. Că el n-are de unde să știe că tu vii. Uite, și eu aici, uite, pe banda asta la altă, uite. Dacă el vine tare, eu ce să-i fac? Intră în mine, n-am ce să-i fac. Nici eu nu-l văd, nici el nu mă vede. Iar urcăm, băieți, iar urc mașina asta. Iar urc, uite. Și eu la drum larg cu asta o să mi se pară că sunt cu bicicleta. După un drum de asta voi vă dați seama. Deja când m-am dus pe Germania, pe acolo, pe B-urile alea, aia e parfum, mă, ce vorbești, să compară cu ce e aici. Fontanareda. Imaginează să mai parcheze și vecinii pe aici, mașinile, pe-n drum. Bine că nu sunt camioane. Aia, bine că nu m-am întâlnit cu niciun camion. Except zi alea două, aia. Slavă Domnului. Tot la deal, la deal, la deal, la deal, la deal, la deal, las-o încet, las-o încet, mie aici. O, ce prăpastie aici, Doamne, bine că e noapte și nu mai văd ce e acolo.
M-a luat de la de cap așa. Eu am rău de înălțime. Când mai lucram la jaluzele, mai urcam la etaje, mă mai obișnuisem, dar după ce, uite, atâți ani au trecut, nu mai. Dacă mai urca la etajul 4 și mai dat aia, gata. Nu mai am. Poate și vârsta de acum. Și cum am dus eu acum cu capul până acolo să iau larg ca să dau vagonul după mine, am văzut în razele farul lor așa un pic de gol și deja, dar bine că n-a stat mult, că am trecut și a venit noaptea peste golul ăla și nu mai, întunericul și n-a mai. Biruință, Doamne. Băi, dar mă doare genunchiul. Stau numai cu piciorul pe pedală, n-am mai avut. Uite și aici ai gol. Aoleu. Așa am trecut un pic. Uite, bă, că avem o parcare, băi, n-a belea, ia să vezi. Ia să vedem ce parcare este. Curios. Așa am dat aici pe GPS, parcare, în dreapta, ia să văd. În dreapta sau în sânga, ia să văd unde. Da, mă, aici. Aici, da, sânga, aici. Pentru turism. Uite și aici în stânga, mă, da, mă, ia uite, mă. E bine de stat aici, cu lupii. Cu lupii, da, pe urmă mâine, cum mai ajung eu acolo? Ce-o fi punând 60 la oră, dar ăsta e drum de 60 la oră. Uite. Seama că eu mai fac o oră, 50 km așa, eu mai fac o oră, două ore aproape. Mai fac un program de 4 ore acum, i-a spus. Iată, bă, și-a revenit. Cablu și după mine și fel de fel de prostii.
cred că ăsta e cel mai dificil drum. Cred că n-am avut un drum mai complicat ca ăsta. Excepția făcută la atunci pe Austria, când urcam la deal cu poliția. Și ăsta cred că, bine, ăla a fost din punct de vedere că era iarnă și era cu zăpadă. Dar la dificultății ăsta e numărul 1. Altul mai tare că ăsta n-am găsit. De aia nici nu sunt camioane care cunoaște, nu mai vine pe aici. Dai seama. Eu dacă știu, chiar dacă nu-i interzis, nici nu m-am mai vies pe aici. Vreodată. O să fie el. Doar sunt car de aici, cumva. Dar nu mai, o colesc cu 100 de kilometri și nu mai văd pe aici. Păi am 2 ore 39, 150 de kilometri, voi vă dați seama că s-au dus, orică mergeam 100 de kilometri, orică. Atâta că n-am plătit taxa de autostradă, că acum nu știu câtă autostradă ar fi fost, zici că am câștigat ceva. Ca traseu, dar în rest... Văd ce-i pe GPS, că GPS-ul mare mi-arată toate curbile, așa mai de la... Și când văd că nu se mai termină, am avut o porțiune de vreo 2 km mai dreaptă, așa, în rest, numai prostii din astea. Dar ce, că mațele în burtă, cum s-a așezat mațele în burtă, așa am avut eu drumul ăsta aici. Dacă nu știți cum s-a așezat, îi dați undeva pe internet și sunt ozi pe acolo care... Și cum s-a așezat mațile, așa sunt, așa e drumul ăsta aici. A urcat până la cota 800 și ceva, parcă 900. Acum cobor, bineînțeles. Deci numai așa s-a urcat. Parcă vine ceva mai dreptuț decât după curba asta, văd că mi-arată o porțiune mai așa, mai cât decât, nu mai e în loc așa. Ia să vedem. Dar mai vine una închis, iar. De vale, ia să vezi. Uite, astea sunt așa un pic stânga-dreapta, stânga-dreapta. Am vreo 5, 7, 8, câte am? Una, 2, 3, 4 și pe urmă vine una iar în loc. Eu așa le văd pe GPS, dar ele sunt destul de curbișoase. Ia ghiță, dacă vii cu autobuzul pe aici, îi faci tot autocarul, ți-l vomită aia. Aici îți spăla. Începător pe aici, vă spun, dacă n-ai stăpânire să păstrezi calmul, faci prostii. Pentru un începător drumul ăsta e jal. Deci cât de complicat ar fi, ca un sfat așa, zic că și eu am, bine, o atât de speriat. Poate cum le-am avut alte dăți și poate pe alte drumuri mai simpli ca asta, știi? Dar fiind la început sau poate pentru prima dată,
dădeam tot de câte unul, mai complicat, mai tortocheat, mai îți dă câte emoții, dar nu așa cum era atunci, dar nu pot să zic că nu m-am, nu știu, am avut chiar o liniște de plin. A fost un pic și încordat, ca să-i zic încordat, e mai potrivit. Uite șoarecele, gata, l-am călcat, l-am făcut varză. Șoarecele l-am călcat. Și pentru un începător, dacă nu se stăpânește, trebuie să stăpânească, să fie calm. Merge încet, cu grijă, că oricum, din situația asta, nimeni nu te scoate. Chiar dacă ar fi să zici că eu mă panichez acum, da, zicem așa, prin absurd, mă panichez și mă dau jos din camion, mă pun, mă așez pe o bordură aceea, o pun pe avarii și încep să zic, să plâng acolo, să dau telefoane, eu nu mai pot, nu mai știu. Și poliția dacă vine, camionul tot tu ai să-l duci. Te duci, el te însoțește, te ajută, te încurajează. Una ai să fii singur pe aici. Da? Uite ce, eu acum fac un drum foarte în loc. Să vedem ce fel face în loc. Dar să nu fie vreo localitate. Tot, da, am trecut și pe lângă clădiri și pe lângă, da. A fost semnalul, s-a întrerupt, dar pe unii n-am trecut eu. Mergeți 300 de metri, pe urmă și păstrați drumul principal pe banda stângă. Și la un începător, ori să lasă de tir, dacă nimerește drum de ăsta, ori să întărește. Adică aprinde curaj. Nu știu ce mă avertizează, dar că nu văd, el îți dă în fundal, dar cred că e vreo cameră ce mă face. Uite, și aici invers, trebuie să iau. Și păstrați drumul principal pe banda stângă. Păi da, unii credeai că mă urc în sus? Dar nu e bun să mai fiu să mă duc în cor. Mă țin cei mai lat. Mergeți 900 de metri, pe urmă și păstrați drumul principal pe banda dreaptă. Căutați San Gaudenzo, Italia, să vedeți ce-i faci pe munți ăștia. Da, eu dacă n-am știut, eu am venit, dacă are de pe aici aș cunosc, aia nu mai vin chiar dacă ia să vedem aici, e loc de parcare, aia, ca ce e bună poartă la ăștia, sau de autobuz ce era aici, uite la ce mă, vreo cameră, unde e camera aia? Unde e, bă, că nu văd. A, eu tot aici în fața mea, ești chiar, Mihaiță. Eu tot aici acum licărește. Asta a muții, nu știu, nu mai merge difuzorul ăsta. Aude deși în șoaptă acolo. Este 300 de metri, nu știu ce să fac. Ce-ai făcut? Te-ai stins? Stai mă liniște, că să te stingi. Mergi și tu acolo. Mergeți 300 de metri, urmă și păstrați drumul principal pe banda dreaptă. Asta și-a pus... și-a pus camere. Bă, ce caută ăsta pe aici? Cum mă, tu ai venit pe aici? Bă, da, bre, pe aici am venit, da, unde-s mă, pe unde-s mă? Cum mă, tu pe aici ai venit? Ăștia, o fi văzut vreodată camioane pe aici? Doamne, și cum să iau eu virajul la dreapta acum? Dat urechile. Deci am urechile înfundate. Ce scrie? Firenze.
bun, și păstrați dreapta. Drumul principal pe banda dreaptă. Păi dacă ăsta e drum principal, atunci eu sunt director. O cer pe jos acum. Și ăla gândește că are casă. Mergeți acolo. Mergeți 6, sunt ca la etajul 10 pe malul, păstrați drumul principal pe banda stândă. Stop, stop, stai mă, în ce, mă, iau-te-l, mă. Ce goană, că n-am un smătrac, e de peretele ăsta aici. Da, săracul, deci a văzut el camion, acum cine știe că n-am mai văzut vreunul. Acum 5 ani. Stai, las-o încet, că e o cameră aia, dar e 30 la urmă. Mergeți 300 de metri pe urmă și păstrați drumul principal pe banda stângă. Marceluță! Uite ce am stângă, nu? Și păstrați drumul principal pe banda stângă. Iar ziua pe urmă. La cât mai am, că eu am început programul până la cât am. Stai așa, că nu e chiar așa. A, mergeți mai departe, 9,9 km. Intru pe A1, deci 10 km mai am până A1. Păi dacă e 10 km, atunci știi cum facem? Dacă găsim o parcare, ne oprim, că și așa nu știu dacă mai găsim parcare. Că mâine cât or fi, or fi 10 km, nu or fi, bai, ies la autostradă. Dar să găsesc un loc unde să stau. Cu lupche. Cu lupche. Mă doare burta. Nu că mă doare burta, că-ți deranja la burtă, mă doare burta de tensiune. E încordat. Auzi, mi s-a înfundat urechile. Ia uite ce mi s-a înfundat urechile. Da, măi, eu cred că ăștia n-au mai văzut camioane. A lăudat să fie numele Domnului, că mi-a dat biruință, m-a ferit Domnul. A oprit pe toți, nici turisme, nici nimic n-am mai fost. Lăudat să fie numele. Păi pot să zic că e minunea Domnului pe drumul ăsta. Pot să zic că ce a oprit Dumnezeu circulația, a oprit. Deci am urcat pe curbile alea, nici măcar, nu știu dacă m-am întâlnit cu 5 mașini. Dacă n-ar fi făcut Domnul curățenie pe drumul ăsta, s-ar fi întâmplat că dacă sunt multe, tot dai și de unul căscat care se bagă. Că ați văzut cum vine, cu viteză, drag. Eu intram pe contrasens ăla până vede, dacă îți mai uită și în telefon, direct sub mine, poc. Slavă lui Dumnezeu. O să-i zic că mâna Domnului aici. Cu toate abilitățile mele, cu toate... Hai că numai un Dumnezeu ca anosul ne poate salva. Și scoate din năcaz.
ce, 50? De unii 50, bă. Ce, ăsta e drum de 50. A, poate găsesc un loc să mă parchez și... Și așa, pe autostradă, nu știu ce locuri mai sunt. Dar mă duc și până la urmă stau și în zonă, dar nu mi-ajunge programul. Că e ora 8, am început, pe la cât am început. La 6 și ceva. A, păi, dar stai mă, stai mă, că e 8 la România, nu? Stai mă, cât e ceasul, mă? Da, mai 8. Da, mai 8, e 7 la, 8 la aia și 7 aici, hai mă, că mi-ajunge. Unde-i camera mai azi, uite? Cred că le-o și betonat, zic eu. Da, ăștia dacă a pus și ăla care licărește noaptea pe el, știi? La cameră face țic, 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 licărește. Ia să vezi, face. Mai să contești tu radarul ăsta, să zici, stai domnule, că noi în temeiul legii, că uite, ăsta-i pus acum, uite. E de la nou. Că e în temeiul legii, ce mă, e amenda, pe dacă era semnul în dreptul lui. Dar prea prost să fii să-l iei, așa că... N-ai ce să contești, bă, ce poți chesc, e la vedere. N-ai ce să comentezi. Cum e la noi, pe România mai faci, că băi, că nu știu ce n-a, din astea. Ia uite ce mi s-a înfundat urechea, alei. Presiunea mare. Hai de sfundă de urechi. Kilometru jumate și fac undeva spre A1, sper să intru pe autostradă. Sper să nu fie doar o intersecție și de acolo să mai am deja, să mai bag. Ce este? Restaurant la ăștia. În 800 de metri, virați ușor la dreapta. Prietul acolo, da. Urma. Firenza, Roma. Ce localitate este? Ha? Ce localitate e asta, băieții? Că nu mai știu. Abar n-am. Băi, zici că am ieșit din apă, din butoi. Ai, ce lumină e acum, ce... Ai, parcă e altfel. Doamne, ce senzație, Iurea, după atâția kilometri de întunericeală pe acolo. În 300 de metri, virați ușor la dreapta. Am zis că e stup la 100 de metri, nu aici. Aici văd ca ăștia. Unde mă stupul? A, aici. Ținem înainte. Ai vrut să te bagi, trebuia să te bagi, că aia mi-a dat prioritate, dreapta. Că avea și ea scop. Virați ușor la dreapta. Ce e cea? Aveam noi, ce de azi, cred. Cred. Dacă aveam liniile alea în față, sigur trebuia să cedez. M-am asigurat oricum, pentru orice eventualitate. Mergeți mai departe, 7,5.
kilometri. Ia relaxează. Cum, mă? Tot n-am ieșit la autostradă? Păi ai zis că ies la autostradă, mă. Cine ar prioritate după clădirea asta aici? Eu am zis că m-ai băgat pe autostradă, dar de unde, mă, că mai are eu? Încă 8 km? Ia uite, aici ai și camera. Chiar aici. Să mă încet, mă, cu autobuzul tău, mă. A, nu, era camera aia, mă, uite camera aici. Uite cum licărește pe ea. Tic, 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 în stânga. Ăla cu autobuzul a trecut cu viteză. Ce-ai pieză? Life-ul ăsta e interesant rău tare, numai că s-a întrerupt din cauza semnalului. Dar am să-l discar, că nu avea timp. Și acolo unde nu-i semnal să-l tai, ca să nu mai fie așa lung. Să, când o da omul să uite, apoi să aibă continuitate, să nu se să aștepte semnalul. Ce avem? Autobuz? Autobuz. Ai oglindă, autobuzule. Am crezut că am scăpat. Ziba, aia, gata, am dat A1, dar el era indicator spre A1 și am bănuit-o ceva. Aia, da, cred că de acolo e doar o joncțiune în care vei mai avea de mers până ajungi la autostradă. Știi, ce zici tu dacă vineau mașinile astea pe acolo, pe curbile? Nu e Dumnezeu mare, ba, da, mă, băieți, slăvi să-i fie numele. Mare e Dumnezeu. A, închis traficul, uite-ați, stați, treci un fiul de un copil de Dumnezeu prin curbele astea, numai gata. Următoarea stradă, virați la stânga. Aici, până unde? Pe următoarea stradă, virați la dreapta. În poartă la ei, bă, duci, Ioanu. Acolo vrei să mă cul, dar eu după trău, dar ce am parcat la ăștia? Ce are? Aia, oricum aici nu mai e trafic, bă, să zic ce ori zice, aici stau, bă, la revedere. Restaurant. Da, hai că e bine. Hai că e bine. Peste 100 de metri ajungeți la destinație. E, dar ce prost să bagi aici? Nu merge să bagi, e prea îngust. Nu, no, că am făcut ăștia, nu-s proști. O bag eu de aici. Că nu scrie acolo ceva. Bag aici cu schenare. Unde e, mă, firma? Dar măcar să nu mă... Da, mă, am ajuns, dar unde este?
aici nu, aici nu. Hai că mă dau puțin înapoi. Și urmă, da, ce ies? Aici un mag. Și o întorc, da, bă. Tu zici că am ajuns, dar eu leac mai în față, nu? Pe stânga. Hai să vedem dacă reușim să o păcăm aici. Așa. Și dacă o bag, răsucesc aici, așa, să fii sănătoși. Astea sunt lovite aici și... Uite ce asta, o trage și mai aici. Dar noi s-am puse. No. Spune ceva, nu știu ce spune acum, că nu stăm, nu știu pentru ce așa. Dacă vine unul aici, să nu zic că n-are loc de mine, de virat, de sucit. Uite, gata. Mare loc. Tu zici că am ajuns, dar vedem noi dacă am ajuns. Bun, m-am salutat, dragi prieteni, ia să vedem să punem și asta pe pat.